Oh, era unul a trecut. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Astăzi suntem cu Mihai. Salut. Viteazul. Dar îi spunem viteazul pentru că este primul tău motor. Da. Își dorește primul lui motor și a zis: "Băi, Florian, ajută-mă, hai să mergem până la Pitești să vedem un KTM." Și că mergem să vedem un KTM, fiți pe fază. Ce KTM? RC-ul. Dar nu vă zic modelul. Stați așa, aveți răbdare, chidea 2. Și din experiența lui mi-a zis clar: "Nu vă luați Alfa Romeo." Da, nu vă luați BMW. Ați auzit, da. Cred că e motor probabil bun. E KTM, dar hai să vedem dacă e bun. Să vedem ce ulei a băgat. Știți bine dacă a băgat motul? E gherlă. Gherlă, e casat. Vedeți ce stile are de a vorbi da, la telefon? Da, aici la sara, acolo. Fiți atenți cum îl ține mâna. Da, super, super. Ați văzut? Așa se ține un telefon. Așa se ține. Așa se ține. Dacă e bună motocicleta. Bun, deci m-a recunoscut. Asta înseamnă că o să fiu mai dulce cu el, mai îngăduitor. Da, da. Și o să fie bună motocicleta. Nu te aștepta la surpriză. Da. Sincer, nu. Asta da. E surpriză? Mamă, mult se sperie de mine. Aoleu, a venit ăsta. Eu nu sunt figura. Tu fel de Andy Popescu, tu... Pă, căcat, nu? Ăla-i zgârcit. Dă-l în pula mea, e antisocial. Chiar îmi place că ai venit ca să... Nu, trebuie să-ți placă când vin, dar apreciez. Hai, vedem acum. Cum te cheamă? Rareș. Ați auzit. Rareș ne vinde un KTM astăzi. Fiți atenți. A pus masa, ne așteaptă cu țuică, cu pălincă. Băi, ce oameni, ador, iubesc. Acum mergem în față și mă înjură. Dar ne distrăm, nu-i problemă. E dublu împachetat. Dar pe husă, ignorați ce arată imaginile alea. Scooter sau bicicletă? Nu, asta e motor. Motor, da? Aia husă e mai strâmtă. A lipit-o cu scoci, ați văzut? Lasă-mi. Nu fă-mi scoc. Da. Bă, a legat-o și cu... Bă, da. Nu s-a jucat. Mamă, da. Deci două ai pus. Eu îl văzusem decât pe ăsta, pe ăla pe spate nici nu l-am văzut. Da, da. N-are ce să... Ideea este că odată ce vă puneți astea, foarte mult nu vă ajută, că de obicei motorul se ia pe sus. Dar este e un lucru bun. Experiență. Da, da, nu, da, da. Ce vi s-a întâmplat? Merge ABS-ul spate. ABS-ul față, probabil senzorul e murdar, dar îl rezolvăm noi. Pui, trage în mințile lui. Deci indiferent că îl ia sau că nu îl ia, să știți, motorul ăsta trage, bă, bine de tot. Avem o mică scurgere la suspensie. Mică. Știi? Când zic mică, mă refer mică. Uitați. La suspensia de pe partea asta, dar bineînțeles că nu o servisați, trebuie făcute la ambele. Da, la ambele furci. Nu doar schimbăm semeringul la furca de pe dreapta. Nu, la ambele. Stânga-dreapta. Nu e o avere. E 100 de lei, ceva de genul. În schimb, merge foarte bine. Motorul a pornit imediat. Având tobăstoc, nu deranjăm vecinii. Și fiți atenți. Scoatem pe liber. Pac. Side down stand. Bă, îmi place și bordul așa, e informații utile. Oh. Ambreajul. E perfect împins. Da, îmi place. Frâna. Super aerisită. Îmi place. Oglinzile astea solide. Uite-te, ai văzut la IZF-ul ce chiciuri de alea. Bă, tata aici, IZF. Îmi place. LED-uri pe față, merg. Asta nu-i merge, dar nu-i zicem. Nu-i zicem că e fază lungă. Zicem că are un bec hard să mai lase la pres. Foarte frumos. Foarte frumos. Culoarea uleiului e transparent gălbui, e ok. Sunt alții de vânt negru. Negru, deci nu a fost schimbată la niciodată. Discurile sunt puțin uzate, dar e carne pe el. În schimb, plăcuțele n-avem. Așa că orice motor luați, obligatoriu. Uleiul și plăcuțele, să fiți sigur. Uleiul în primul rând, nu? Și să luați pe Florian cu voi. Nu neapărat. Luați cel mai aproape mecanic din orașul vostru, că poate ești la satul mare. Nu vin la satul mare. Nici pentru 500 de euro, nici pentru 1000 de euro. E departe. Vin la satul mare de plăcere, dar nu vin să verific motoare. Căutați un mecanic din zonă, căutați un om de pe lângă voi să vă ajute. Și după cereți explicații de ce portocaliu ăsta diferă de portocaliu ăla. Și acum a primit răspunsul. Care portocaliu? Ați auzit. Da. Deci luați pe cineva dacă nu sunteți siguri. În rest, problemei îi găsim, deci nu-i bai. Îi putem găsi, nu-i bai. Dar n-avem ce, îmi place. Chiar îmi place cum e. Și fiți atenți, ești la tobă.
Ia uita ce top. Asta glumesc, e galeria asta, zi niște. Ia să vedem. Ia uitați aici. Avem o comoară extraordinară. Spuneți voi cum se numește obrăznicătura asta. Leo Vans. Ia uite-o. Cu DB Killer inclus, asta trebuie să o punem. Obligatoriu. Cu toate. E din Cabron. Arculețele de prins. Da, da, da. Ați văzut că are aici aurechile. Foarte frumos. Dar aveți ceva vă place. Ne-am hotărât un 90% să luăm motorul, drăguț, e interesant. Și vreau să vă arăt un detaliu care l-am ignorat. Vedeți KTM-ul ce are în comparație cu restul? Toate butonașele astea luminate. Bine, că le înveți pe din afară într-un timp, dar drăguțe așa. Și glinzile astea solide, magnifice. Mi-am zis să dea problemele, nu vă pot arăta ce învârt eu pe aici, cum învârt, că n-am om să mă filmeze, știți, de-aia nu pot să vă arăt, dar orice întrebare aveți, lăsați-mă un comentariu acolo. KTM RC390 mi se pare superb. După ce ți-ai luat motorul ăsta, fetele vin la tine și te roagă să le dai o tură și îți dau cu like la story, plimbă-mă, când mă scoți și pe mine o plimbă. Adică, înțelegeți, pe interes. Acum, dacă și-au fetele motor și vă dau băieții mesaj când mă plimb și pe mine o tură, tu ca fată să-i spui lui ăla, bă, eu vreau bărbat adevărat, nu vreau pizdă de... Da, vreau bărbat adevărat, nu. Știi ce zic? Bărbat adevărat, asta e prin definiție. Să fac armată, ori să fie la pușcărie, ori să aibă motor. Una din condițiile astea minim se îndeplinească. Dacă le îndeplinești pe toate trei, femeilor. Ești zeu, zeu, da. Așa e, ești bărbaște, ești semi-zeu și zeu, da. Cred că astea sunt. Deci, într-un final, am luat motorul pe 3150. KTM 2015, 30.000 de kilometri, mecanic beton. Și bonus, în banii ăștia, vine pe el și ne le aduce acasă, la Râmnicu Vâlcea. Adică, cât 100 de kilometri rotul, nu? Ua! 67. Și trebuie să-mi pun centura. Dar nu se poate, tata Flo abține să nu dea și lătură cu el la întoarcere. Stai să vedem. Salut, vă salut! Eu mă bine, mă și-a uitat Florian GoPro aici, dar să nu-i spună nimeni. Nimeni, e un secret. Deci Florian a zis că ne-a donat nouă contul. O să se numească Rareș Boga de acum încolo. Nu o să mai fie Florian Flo. Foarte frumos pe aici prin Vâlcea. Salut, dragilor, suntem astăzi cu Ștefan Valentin. Salut. Probabil știți de la faimosul accident din Craiova, pe calea București. Un R1 galben negru mi-a tăiat un domn de 75 calea și am zburat vreo 50 de metri. Amândoi fiind vinovați, dar într-adevăr el, da, fiind vinovat. Da. El este bine și nu s-a lăsat de motociclism, în ciuda faptului că abia mergea. Da, deci are tije pe unde? Toată mâna, degete și ambele picioare. Dar cel mai important lucru pentru recuperare fabuloasă este partenerul de lângă. Bine, poate fi și de masculin sau feminin, deci nu în ziua de astăzi. Mai multe genuri, știți voi, acum nu ei. Unii se identifică ca și gunoi, ca și cameră, depinde acum, nu știu, nu vreau să jignesc pe nimeni, știți ce zic. Dar ea este, eu zic că ea este un factor foarte important. De ce l-ai lăsat să se apuce din nou în ciuda faptului că toți au zis nu? Se poate întâmpla oricând, orice, până la urmă, nu contează, pasiune e pasiune. Și am pățit cu două fete și știu cum e și s-a întâmplat, a mea m-a susținut, eu i-am zis, se poate întâmpla, așa mi-a zis și ea, se poate întâmpla, te cred, că știu dacă eram băiat. Păi, asta înseamnă iubire, bravo, felicitări. Și astăzi am verificat și ce să verificăm, că teoretic l-am dat, ăsta l-am luat provizoriu pentru mine, ce aveam un CV de 1000. 2004, nu-s bine sau? Da, cred că. Așa, 2004. Dar ce este frumos este că motor de 1000, V2, 40.000 de kilometri, injecție și două, pentru că sunt două, da? Două tobe. Da, și este full carenat. Stop LED pe spate și full carenat. Adică e versiunea cu față, dar fără carene, și e versiunea și cu carene laterale. Dar, haideți să vă arăt, uite, așa e frumos. N-avem scurgeri, e stată de câteva luni, eu n-am mers cu ea, că a fost frig, azi când dă căldura, s-a hotărât ea să o ia. Da. Și ne uităm aici la motor, vedeți? Garnitură, alea, totul curat. Aici avem un punct de prindere sau sudură la radiator, aici jos. Da. A? Nu. Așa e, că e și sus, văd. Da. E fain, uitați. Nu curge nimic. Bă, plăcut. Eu o să zic acum ce are de făcut la ea.
Uite, bă, am găsit o monedă, un bănuț acolo, e al meu ăla. Așa. O să-ți zic ce probleme sunt la ea. Furcile nu curg, discurile sunt foarte bune, plăcuțele o să trebuiască schimbate, galeria asta trebuie vopsită cu negru mat de temperatură, că se vede urât, ruginită. Aici avem loc de, putem pune crash bar sau crash paduri. Crash barul este mai lung, crash padurile sunt estetice. Așa. Toberile sunt originale, omologate, au avut o căzătură ușor pe partea asta. Probabil și de-aia nu mai are nici crash pad-ul, că s-a dat în tobă și în crash pad. Că aici ghidonul nu este zgâriat, capătul de ghidon, și oglinzile au fost schimbate, dați mai drăguțe. El urmează să-i pună folie neagră pe astea. Că e legal, că nu e legal, nu scotăresc eu, dar e frumos cu folie și da, eu i-aș pune folie, da. Așa că, ce să zic, că nici nu știu, s-o stăpânesc sănătos. Prețul ei, zicem oficial, noi, bai, dacă vrei, îl zicem, dacă nu, nu. Da, deci 2500 de euro. Wow, gata, înscrisă. Ce să zic, mai filmăm o dată. Ce credeți că face el acum? O ține în aer special ca să o ungem. Voi cu ce o ungeți? Noi o ungem bine. Nu, dar spune tu că ești fată. Nu e mai bun cu lubrifiant? E mai ok. Băi, da, două mă spune, dar vrei să te tocească? Ce n-ai? Ziceți voi acum. Da, am pis, dar mă, de treabă. Trebuie să învârtesc acum, că... mă face să râd nebunilor. Un client fericit, a plecat. Vedeți, are și două becuri. Dar căștile astea sunt frumoase, dar astea sunt, țineți minte, de snowboard. Nu vă luați așa ceva. Ceau, man, asfaltul ca să mergi încet. Da, și eu. Ceau.